Fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Anunț important, anunț important. Vreau să vă spun faptul că cine vrea să lucreze la o companie cât de cât bună și ca să capete experiență, pentru că după ce dai de permisul de șofer de tir, nu ai cum să mergi la nicio altă companie decât la companiile mari care au program de training, adică de antrenare, ca să-ți ofere, să-ți dea cel puțin 3 luni sau 6 luni de experiență. După aia poți să te duci la alte companii care îți cere la minimul 3 luni sau 6 luni, dar la majoritatea companiilor care plătește foarte bine, îți trebuie experiență. Și cum poți să ai experiență decât să vii la Schneider, adică să vii la Schneider, la Swift, la GP Hind, la CR England, la mai multe companii, la Werner, la foarte multe companii acceptă să nu ai experiență și au ei program de training. Ok? Deci asta fiind spuse, dacă vreți să veniți la Schneider, sper să-mi amintesc când editez vlogul, o să vă las un link în descriere, să aplicați acolo la www.schneiderjobs.com. Ok? .com. Schneider se scrie și acolo o să găsiți job-uri ce vreți, dacă vreți pe tanker, adică pe cisternă, dacă vreți pe dry band din asta, trailer din asta gol, dry band, așa se zice, trailer de asta, remorcă de asta normală, după aia pe reefer, pe frigider, așa, și pe container dacă vreți, știi să duci containere. Ia, deci au multe job-uri, dacă vreți să aplicați acolo, nu trebuie experiență, te învați ei în 3 săptămâni, faci training cu ei, te plătesc și de acolo mergi înainte. Și faci ca bine, 3 luni stai pentru experiență, minimul 3 luni, adică 90 de zile. Vezi că eu am avut 3 luni, dar trebuia să fie și zilele, exact minimul 90 de zile. Să am pe istoric. Așa că am minimul 90 de zile pe istoric. După aia poți să te duci la alte companii și te plătești mult mai bine. Rata, salariul, știi cum e, de la caz la caz, dacă vrei să fii over the road, adică pe drum cel puțin 12 zile plecat și 2 zile acasă, atunci te plătești în jur la 43 de cenți la mailă, 41 de cenți la mailă, 45 de cenți la mailă, cam așa începe, de la 40 de cenți la mailă. Și dacă ești solo, dacă mergi tu singur, dacă mergi în team, cu echipă, cu un coleg, atunci te plătești în jur la 70 de cenți, parcă, sau 65 de cenți. Dar nu se merită, știi ce zic. Și îți dă beneficii, îți dă insurență, asigurare medicală, îți dă asigurare la toată familia, la copii, la tot. Îți dă beneficii, îți dă multe altele. Ce-ți mai dă? Îți plătește școala de șoferi dacă nu ai făcut cu ei și ai făcut cu alții. Deci, dacă vreți să veniți la Schneider, o să vă lăs la linkul în descriere, să veniți la Schneider, la www.schneiderjobs.com. Din 1200-1300 pe săptămână rămâi cu $1000, depinde, câteodată rămâi și cu 7-800, depinde câte maile faci. Cel mai mult am făcut 2350 de maile, cel mai puțin am făcut 1300-1400 de maile. De fapt, așa au zis ei, dar eu am făcut peste 1700. De exemplu, săptămâna asta am făcut 1710 mile, ceea ce ar veni cam vreo $750, $730, din care ți-a taxă, nu știu ce, rămâi cu $500 și ceva, $600 aproape. Aia, ce să facem? Mergem înainte. Totuși, zilele au trecut, de luni după masă până vineri seară, aproape 5 zile, și totuși, da, cam puțin, dar aia e, ce să facem. Când mergi multe maile, ești plătit mai mult și mai bine și plus de asta nu ai multe stopuri, știi? Adică eu merg 100 de maile acum, opresc, mă descarc, durează o oră, două, trei, după aia vin înapoi, iară 100 de maile și pierzi timpul ăla pe care tu puteai să faci straight, drept înainte, o maile multe. Nu, aia e, ce să facem. La caz, la caz. Da, deci cam de la 500 la 1000-1200 de dolari pe săptămână faci la Schneider ca începător, primele 3 luni de experiență, după care te plătești puțin mai
mai mult, ar veni cam vreo 2 cenți la mile în plus, ceea ce totuși se adună ceva, nu știu cât, vreo 200-300 pe lună în plus, are nu cât se adună, dar na, cam așa. Da, cu asta fiind zise, asta am vrut să anunț astăzi, dacă vreți să lucrați la o companie care vă oferă oportunitatea să faceți experiență, să aveți experiență, cumva să faceți la ei o experiență, puteți să veniți la Schneider. Eu am fost la ei, au fost cât de cât ok, n-am avut probleme, mi-au dat încărcătură foarte rapidă, load-uri foarte multe și foarte rapide. Mi-au dat troc nou de 2021, destul de fain. Doar că am avut probleme că tot mi-au tăiat din bani, nu știu de ce, la mulți colegi au tăiat din bani. Spuneau că nu mai plătesc și după aia mi-am dat eu seama că am vorbit cu mai mulți colegi și mi-au zis că, bă, nu cât ce-o tăia din bani. Nu mai plătești empty. Deci, e așa mi-a promis și primele săptămâni așa mi-au dat. Chiar dacă mergeam cu Baptel, chiar dacă mergeam cu trailer gol, mă plăteau mile-le alea, okay? Că eu pierdeam timpul. Au fost cazuri în care am ieșit 2 ore pe empty, pe liber. Dar, acum, în ultimele 2 săptămâni, nu m-am mai plătit pe alea empty, de când doar când sunt încargat. Aia e ce să facem, mergem înainte așa cum e. Dați voi un like, un share, un subscribe, canalul Life is Good Enjoy, vă mulțumesc pentru vizionarea acestui vlog, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a primi toate notificările. Mă găsiți și pe pagina de Facebook, Benjamin Ilaș, și pe pagina de Instagram, Benjamin Inreal. Hai că da, pe curând, ne vedem la un alt vlog.